Nici bine nu a fost dat startul începerii lucrărilor de modernizare pe centura municipiului Petroșani, că muncitorii s-au și pus serios pe treabă. Au schimbat borduri și au rașchetat tot asfaltul vechi, iar acum constructorul se pregătește să toarne primul strat de asfalt nou. Constructorul își face treaba, am fost oarecum puțin încurcați de fenomenele meteorologice care au avut loc, dar ei sunt în grafic și cu siguranță se vor încadra în termenul pe care l-au. Sunt 4 luni, dar asta nu înseamnă că nu pot să termine mai repede. Bucata din drumul național 66 de pe raza municipiului Petroșani, mai exact șoseaua de centură cuprinsă între sensul giratoriu cu avion și zona stațiilor PECO, este în reparații de mai puțin de 2 săptămâni. Consiliul Județean și Administrația Publică Locală au găsit la începutul anului calea de mijloc pentru repararea arterei, iar odată ce toate procedurile birocratice au fost finalizate, s-a dat startul lucrărilor. Porțiunea reabilitată are aproximativ 2 km, iar termenul de finalizare al lucrărilor este de maximum 4 luni. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la circa 3 milioane de lei.